Salut, stimați prieteni! Azi din nou vreau să fac un video mai mult despre gospodărie. Vreau să vă arăt din nou de care primăvară eu duc gunoi afară și vreau să vă arăt cât gunoi gunădim noi în timp de o an de zile care nu se folosește în familie. Și iată, îl ținem fără tolc, fără pricină. Și când vine timp să zvâr la gunoi, ți jele. Dar oricum, nu poți toată viața să aduni gunoi prin gospodărie, prin case, prin poduri, cum trăim noi la țară. Iată, vreau să vă arăt ce lucrări din nou iar rezolim noi la tractor, la gunoi. Adică am mâinit un tractor și am dorit să ne acordăm prietenul să zvâlim iar din nou. Ia care este prietenul meu, ia că mai. Și băieți, și băieți, ha? Ia că o să vă arăt eu cum se vede. Vedeți, ascultați. Și băieți. Și dorești. Iar că prietenul mă duce la... Hai, Alin, hai și chiar da. Și ai tu acolo. Alin. Uitați-vă. Și bă? Și spui tu? Ha? Și spui tu, bă? Iar vă pun găsiți litera B. Iar că avem o litera B, avem microondă stricată, avem o plită electrică, ca două litere B. Multe și multe alte lucruri. Și iată tractorul. Iată tractorul. Este tractorul care se plecă. Și iată așa în fiecare an, anul trecut am venit un tractor plin și covoare și haine și încălțăminte și diferite obiecte zvârlim, pentru că dacă le adun pe toate, noi unde pune. Știu să le adânsle câteodată și să-i jele, poate ori mai trebuie, poate nu ori trebuie. Și din plastic și din metal, tot rahatul ăsta trebuie zvârlit. Iacă chiar aici, iacă vă arăt, iată asta la mine este o mobilă veche, iacă tău. Și tot am cumpărat alta nouă, iacă tău. Și mă gândeam să o zvârl, și iar în jele. Și iată am pus-o aici afară la terasa asta a mea și voi vedea cât asta, de fapt asta e zvârlit în spate, că e din lemn, asta spate de astea, de de format și de dat la foc, dar o mai țin cu oameni, o vedea și așa mai pe urmă cu dansă pe încă. Ia ca lucrătorii noștri lucrează aici în parc, pentru că au venit la pretură și ne-au spus să facem curățenii, și ia ca noi ne-am ocupat de lucru. Ia ca a doilea lucrător, și nu spui pe urmă că noi nu lucrăm. A spus că 5 metri la gard, ia ca gardul, trebuie de măturat. Noi facem undeva vreo 6 metri. Ia ca argumente. Так он снимает для себя, а мы для нас снимаем, чтобы доказать, да? Послать этому, с притуры может, у меня есть телефон там.
Не, что он сказал, что мы не убрали. Ты видел этого мужика, который зашел у нас? А он другой. Не. Кого видел? А, не, это я знаю, что другое. А этот, который зашел ко мне, администратор ЖЭКа здесь. Местный, да? Да. Откуда он знал, что я там сижу? Кто ему сказал? Как он попал туда, в кабинет? Нет, может, опустился сам, может, пустил его. А, Алексей? Да. А сейчас я спрошу Алексея. Всяко ЖЭКу, может, рисовинку, трактору сей фрунт злезть, а ну, или стрензим шлепунем на тропарте, швини трактор шли, амфикариан. Не пони с фасим курацене. А ну, трекот на анду вид, рану иста. Аз фасим тот, кому спуск приятного.